Te salut în lumea informaticii. Hai să explorezi! În acest material vom parcurge împreună diferitele modalități de utilizare a legăturilor într-o prezentare PowerPoint. O legătură este de fapt un element care poate fi activat cu un click de mouse, iar rezultatul va fi încărcarea unui slide din aceeași prezentare sau chiar dintr-o altă prezentare accesibilă. Dacă există acces la internet, un link se poate referi la o pagină web prin adresa URL, adică la acționarea unui astfel de link se va încărca o pagină web. O categorie specială de legături o reprezintă butoanele de acțiune ce se pot folosi în PowerPoint pentru încărcarea diapozitivului următor, acelui precedent, primul sau ultimul diapozitiv, etc. Vom vedea toate aceste elemente într-o prezentare pregătită spre exemplificare. Această prezentare conține 5 slide-uri. Primul slide este slide-ul titlu, al doilea conține o imagine și câteva elemente de tip text, respectiv forme automate cu anumite inscripții care vor putea fi utilizate ca meniu pentru vizionarea slide-urilor acestei prezentări. Să transformăm, de exemplu, acest text într-o legătură de tip hyperlink. Pentru aceasta, selectăm textul, iar din meniul Insert alegem opțiunea Link. În fereastra de dialog alegem opțiunea Place in this document pentru că linkul sau legătura se va referi la un element din cadrul acestui document, din cadrul acestei prezentări și anume, să zicem, pagina 3. Se acționează butonul OK. Să vedem cum funcționează. Deci, în modul de prezentare, ecran întreg, pe care îl putem obține cu ajutorul combinației de taste Shift F5, după cum știți, dacă se execută click pe acest hyperlink, se va încărca pagina 3. Și mai interesant ar fi să realizăm un sistem de meniu prin care putem să încărcăm oricare dintre cele 4 pagini ale acestei prezentări în orice ordine, în cazul paginii principale, alegem Insert Link și lăsăm selectată chiar pagina principală. În cazul acestui dreptunghi, linkul pentru pagina 2. Iar în cazul acestui dreptunghi, linkul pentru pagina 3. Și linkul pentru pagina 4. Selectăm un chenar flexibil toate elementele de meniu. Click dreapta pe un element selectat, copy, și mergem pe slide-ul 3, adică pagina 2, practic, și executăm paste. Pagina 4, paste. Era slide-ul 4, pagina 3.
În slide-ul 5 avem pagina 4, Paste. Să vedem cum funcționează. Shift F5. Executăm plic pe pagina principală. Să vedem dacă funcționează și celelalte pagini. Pagina 2. Da, s-a încărcat. Revenim. Pagina 3. S-a încărcat. Revenim. Și pagina 4. Se afișează frumos și putem să revenim. Dintr-un slide oarecare, putem să revenim în slide-ul principal, pe pagina principală, așa cum am mai văzut, dar și pe oricare altă pagină, pe oricare alt slide, utilizând aceste link-uri, aceste legături. Iată, deci, marele avantaj al utilizării legăturilor. Un efect asemănător îl putem obține și prin utilizarea butoanelor de acțiune. Ce înseamnă un buton de acțiune și unde se găsește? Un buton de acțiune se regăsește în meniul Shapes, adică la formele automate, în ultima categorie, aici. Și fiecare buton de acest fel are presetată o acțiune specifică. Să vedem, de exemplu, butonul de acțiune Go Forward sau Next, adică butonul care face trecerea la diapozitivul următor. Se introduce prin trasare în diapozitiv acest element și se verifică setările. Hyperlink to, adică legătură către next slide. Am putea să modificăm asta dacă am dori. Am putea chiar să utilizăm adresa URL a unei pagini de internet, dacă avem acces la internet. Pentru simplitate, haideți să păstrăm setările originale și să verificăm cum funcționează. Deci, Shift F5. Da. Revenim. Sigur, o să spuneți, bine, dar dacă executăm un click oriunde în acest slide, se încarcă pagina următoare. Atunci, ce sens mai are acest buton? Avem la transitions, la tranziții, posibilitatea de a realiza încărcarea următorului diapozitiv on mouse click, cum vedeți aici în partea dreaptă. Dacă interzicem încărcarea slide-ului următor la click de mouse, cu Shift F5, în modul de prezentare ecran întreg, degeaba încercăm să executăm click-uri oriunde, pentru că acestea nu mai au niciun efect. Dacă folosim însă acest buton de acțiune sau aceste link-uri, acestea sunt în continuare active. Să vedem cum am putea să atașăm un link la o imagine din acest slide, de exemplu. La fel, insert link și să zicem că vrem să ne ducă acest link în diapozitivul numit pagina 4. Este vorba despre diapozitivul numărul 5. Shift F5 și verificăm. Dacă se verifică pe această imagine, se încarcă pagina sau diapozitivul denumit pagina 4.